Gold Kim a fost învinsă la diferență de 2 goluri de Ghior, dar jucătoarele nu își au gândul de la calificarea în finală. Dacă în campionat deja au câștigat matematic al 7-lea titlu consecutiv, handbalistele lui Vestergaard vor să aducă și trofeul Ligii Campionilor în România. Pentru asta, vâlcencele trebuie să reediteze performanța din 2010, când au eliminat Ghiorul în semifinale. Bulatovic le strânește și ea amintiri neplăcute maghiarelor. A fost decisivă anul trecut pentru Buducnost, atunci când Ghior a pierdut finala. A fost ratare, am avut și puțin ghinion, cam toate mingile care se duceau spre poartă, ori le apăra portarul, ori veneau în bară și veneau tot la ele, sau dacă noi ne apăram sau apăra portarul nostru, veneau toate mingile la ele. Dar asta e viața. Bine că, până la urmă, diferența nu e atât de mare și putem răsturna rezultatul în Ungaria. Antrenorul Ghiorului a evitat după meci să se bucure prea mult. Cu o victorie la 3 goluri la Veszprém sau chiar și cu un succes la 2 goluri, dar dacă vor înscrie de minim 24 de ori, româncele pot întoarce soarta calificării. No, we are in the same distance because this is a semi-final with 2 games, and we only think in this one, no thinking that one, because nobody knows what can happen there.